coaliția se ocupă cu taxe și impozite pentru noi, că altceva nu știu să facă, nu știu cum să reducă gaura aia de la bugetul de stat și atunci ne pun pe noi să plătim taxe și impozite mai mult pe firme, firmele mai mici, cei drept. A fost o ședință tensionată și la PNL astăzi. Înțelegem că până la urmă s-au adus reproșuri și ministrului de finanțe și lui Ciucă, e contestată conducerea de acolo de la PNL. Blaga i-a zis lui Ciucă, noi nu suntem frație cu PSD-ul, poate tu, Nicule, ești frate cu Marcel, dar Marcel nu e frate cu tine. Acum, pe noi ne interesează mai mult pe ce se asumă ei răspunderea în Parlament, o chestiune fără precedent până acum în România, o asumare fără dezbatere, fără modificări pe pachetul fiscal. Și aici nu e vorba despre ce reduceri fac ei de formă pe la stat, ci e vorba de noi taxe și impozite sau majorare de taxe și impozite pentru noi. Se dă liber în acest document și la creșterea impozitelor de către primari, asta pe lângă taxele clasice pentru firme despre care am mai vorbit. Vă prezint invitații de la această oră și apoi intrăm pe chestiunile legate de măsurile fiscale. Au rămas alături de noi și le mulțumesc foarte mult. Mircea Coșa, profesor de economie. Mulțumesc mult, domnule profesor. De asemenea, Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, mulțumesc foarte mult, Partidul Mișcarea Populară. Română. Jurnalistul Ciprian Purice, mulțumesc mult, Ciprian, și alătură direct din Parlamentul României, Cristian Zeidler, este deputat USR, vom mai avea și alți invitați. Mulțumesc foarte mult, Cristian, că ești alături de noi. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Bun. Avem așa, sau cel puțin asta e ce știm, în ultima formă a documentului acesta cu măsurile fiscale pe care urmează să-și asume răspunderea în Parlament. PSD-ul a votat în weekend, PNL-ul a votat astăzi cu mici abțineri acolo. O să avem o nouă taxă pentru firme, se cheamă ajustor fiscal și obligă firmele pe pierdere să plătească oricum impozit. De asemenea, vorbim despre două cote la micro-întreprinderi, de 1% și de 3%. Vorbim despre un impozit de 0,3% pentru mașinile peste 75.000 de euro și 0,3% pentru case peste 500.000 de euro. De asemenea, se elimină facilitățile în ceea ce îi privește pe IT-ști. Vorbim și despre o scutire pentru pilonul 2, dar dacă, dacă au venituri mai mari de 10.000 de lei, trebuie să plătească și impozitul. Sunt tot felul de promisiuni legate de confiscarea veniturilor nedeclarate. Însă aș vrea să merg întâi acolo în Parlament, pentru că acolo urmează să vină acest pachet fiscal, Cristian Zeidler, și aș vrea să ne spui dacă există vreo posibilitate prin care se poate pune în dezbatere, pentru că ei spun că este constituțional, dar eu știu că nu se poate lua în dezbatere, nu există amendamente care pot fi puse. Păi nu, stați puțin, că încă nu avem niciun text, avem doar niște idei. Sau, haideți să o spunem altfel, s-a hotărât că va fi anuntă, dar nu se știe cine este mirele și mireasa. S-ar putea să fie Marcela cu Marcel, dar s-ar putea să fie Ionela cu Ionel. Nu se știe exact încă, se știe doar că va fi. Nici măcar data nu a fost stabilită, pentru că era vorba de prima săptămână de sesiune parlamentară. Astăzi am aflat că nu va fi în prima săptămână. Deci nu se știe decât că va fi o asumare a răspunderii, pentru că au o foarte mare responsabilitate domnia aceea, dar nu știu încă în legătură cu ce au acea responsabilitate. Sigur, procedura parlamentară strictă din punct de vedere tehnic presupune că parlamentarii pot depune amendamente pe care guvernul mai apoi le încorporează sau nu în textul pe care își asumă răspunderea. Deci, de fapt, se face voința unilaterală a guvernului fără niciun fel de intervenție parlamentară, decât dacă se depune moțiune de cenzură și aceasta este adoptată, caz în care nici legile respective nu sunt adoptate și guvernul pică. Bun, domnule profesor Coșa, tot în acest document se vorbește de impozit progresiv la salarii, se vorbește de faptul că primarii pot singuri să majoreze impozite. Practic, acolo este o bombă pe care noi nu o cunoaștem și pe care își vor asuma răspunderea. Vreau să-l salut și pe Florin Câțu, fostul premier al României, senator PNL, ni s-a alăturat din Parlament. Vin imediat Florin Câțu și acolo. Domnule profesor Coșa, vă rog. Noi vorbim de mult despre acest pericol, și anume că s-a deschis o poartă din ce în ce mai mult în legătură cu impozitele locale. Taxele și impozitele locale vor crește, asta e în mod sigur. Ele deja au crescut așa, până simțite, fără să fim anunțate, începând cu locurile de parcare și mergând până la alte proprietăți. Vor crește, în mod sigur, impozitele pe proprietăți, pe case și pe terenuri. Lucrurile astea
sunt motivate prin faptul că în România sunt cele mai mici taxe în domeniul ăsta din Europa. Nu contează, în România sunt și cele mai mici venituri din Europa, iar în anumite zone rurale și în orașe mici, nivelul de trai este mult sub cel din orașele mari, deci acolo va fi prăpăt. Deci reiau ideea asta, aceste măsuri care, mă rog, nu le știm foarte bine, dar am auzit despre ele, sunt până la urmă măsuri care împart o sumă de bani sub alte forme sau preiau o sumă de bani din cele date prin venituri, prin pensii și prin salarii. Nici într-un caz nu este o creare de bani. Crearea de bani înseamnă activitate productivă, înseamnă mediul de afaceri. Din acest punct de vedere, nu există niciun fel de inițiativă. Domnul general, domnul Ciucă, a anunțat astăzi, am mai spus și înainte, dar reiau pentru că e ideea care trebuie știută, că la nivelul Partidului Liberal s-a hotărât ca aceste măsuri să fie însoțite de un pachet de măsuri care să ducă la creșterea economică. Cum? În ce formă? Când? Cine finanțează? Asta nu ne spune. Dacă luăm ce spune domnul ministru de finanțe, lucrurile sunt altele. Acolo apar pericole foarte mari care dânsul le sesizează, dar nu ne dă și răspuns cum am putea să le ocolim. Deci vorbește despre catastrofe, despre incapacități de plată, în sfârșit lucruri care sunt destul de grave. Deci suntem într-o situație în care nu știm exact pe ce lume suntem, ca să vorbim pe românește. Nu știm ce se va întâmpla. Iar din ce ne spune domnul Zadra, lucrurile sunt și mai grave. Nici măcar nu se știe data la care vor fi supuse Parlament, deci măcar ei nu au un concept, încă nu știu despre ce este vorba, încă n-au stabilit dacă fac ceva sau dacă nu fac și cum fac. Nu avem niciun fel de studiu de implicare, de consecințe, plan economic și social. Deci este un haos care se va instala, la care va duce la o cădere, în mod sigur, a condițiilor de viață din România, unde? În mediul de afaceri și la cei cu venituri nu mici, la veniturile la clasa mijlocie, pentru că aici se pune problema. Întreprinderile mici și mijlocii sunt apanajul economic al clasei mijlocii. Dacă se mai adaugă și faptul că avem încă o creștere importantă a nivelului costurilor de credite, atunci această categorie, care până acum a fost mai mult sau mai puțin protejată, va intra și ea într-o austeritate vizibilă. Da, Florin Câțu, a fost o ședință tensionată astăzi la PNL. Înțelegem că e contestată actuala conducere tocmai pentru faptul că vine la apelul PSD cu aceste măsuri fiscale. Am remarcat discuțiile, ce au ieșit așa stenograme pe care le-ați avut acolo. Îi spuneai ministrului Boloș că dacă nu e capabil să plece acasă, că se poate și fără taxe. Noi vedem acum că apar taxe pe toate palierele, de la cele pe care le-am menționat înainte pentru micro-întreprinderi. Vedem că se discută despre 3% pe cifra de afaceri, pentru 3% pentru Horeca, dacă rentabilitatea este mai mare de 30%. Se vorbește de eliminarea facilităților fiscale, apare acest ajustor fiscal pentru cei care sunt pe pierdere, sunt o mulțime de noi taxe acolo. Am remarcat și ce a spus domnul Blaga, Nicule, tu ești prieten cu Marcel, noi nu suntem. Acum, ce faceți mai departe? Pentru că astea sunt măsurile, o să se meargă cu ele în Parlament, înțelegem că nu se poate dezbate pe ele, ne-a explicat și Cristian Zaidler mai devreme. Deci, practic, noi românii nu știm ce o să plătim, a decis cine a decis, nu știm exact, că nici Ministrul de Finanțe pare că nu știe tot pachetul. Da, bună ziua. Bine, ca să fie foarte clar, nu am vorbit doar despre Ministrul de Finanțe, am spus că toți cei care sunt acum la conducere și dacă nu pot fără taxe, atunci poate să plece, că vin alții care pot fără taxe. Deci, ca să fie foarte clar. Da, nu știe nimeni care sunt măsurile, sunt vehiculate mai multe și la un moment dat ar trebui să le aflăm. Problema este alta. În acest context economic, în care economia clar gâfie, chiar dacă nu este încă în recesiune, dar se vede la 6% în 2021 creștere economică, la 1,1% acum, înseamnă clar o deteriorare a condițiilor economice, cu inflație, cu dobânzi și așa mai departe, să vii cu orice creștere, că nu vorbim, nu știu ce măsuri vor fi, dar orice creștere de taxe este prociclic, adică vei deteriora condițiile economice și mai mult, vei arunca situația economică într-o direcție greșită, în dezastru, și mai mult. Și asta nu înțeleg de ce se merge în această direcție. Astăzi, acum, sunt țări în Uniunea Europeană care au aceeași problemă ca și noi și merg pe reduceri de taxe.
Bineînțeles, și pe cel de cheltuială și așa mai departe, trebuie să faci un echilibru, dar nu vii și lovești în cei care îți susțin și aparatul administrativ, plățile salilor, pensii și așa mai departe. Eu vă spun că dacă se, și asta am și spus și colegiul, dacă se merge în această direcție, efectul o să fie exact invers. Deficitul bugetar o să fie mai mare pentru că noi o să avem bani la buget. Iar în ceea ce privește decizii de Partidul Național Liberal, anul trecut s-a votat creștere de taxe prin ordonanța 16 din 2022. Am spus foarte clar că nu susțin, am votat împotrivă, nu va avea efecte descontate. S-au răzgândit și au revenit cu un proiect în Parlamentul României pentru eliminarea supraimpozitării contactelor part-time. Sunt sigur că vor face la fel și de la această colegii mei care susțin aceste măsuri. Problema este că va fi prea târziu pentru români, nu pentru Partidul Național Liberal. Pentru români, că deja românii plătesc supraimpozitarea contactelor part-time, plătesc un impozit pe dividende mai mare. Și acum venim cu altceva peste ei. Nu știu de ce se merge în aceeași direcție, de ce nu învățăm din greșeli. Dar, și în același timp, Florin Cățu, ar trebui să ne uităm la tot contextul economic. Noi nu înțelegem altceva. Cele două partide din coaliție și-au pus astăzi și nu-i chem parlamentarii să voteze pentru ceva, să se angajeze mai departe pe ceva ce nu se cunoaște, pentru că noi tot discutăm pe surse aceste măsuri și ele arată foarte rău din ce spui și tu, din ce spune și Cristian Zeder mai devreme, dar înțelegem totuși că măsurile astea au fost gândite unde? La Comisia Europeană? Asta ni se spune, e adevărat? Ne-a cerut Comisia să eliminăm facilități? Asta este un alt. Nu, e un alt neadevăr. România, ca orice stat din Europeană, politica fiscală este suverană. Decizia în ceea ce privește politica fiscală este a guvernului și, bineînțeles, responsabilitatea. Nimeni nu poate să dicteze unui stat suveran cum să-și echilibreze taxele, bugetul și așa mai departe. E adevărat că dacă ai derapaje, bineînțeles, în conform tratatului, dacă ai nevoie de bani, bineînțeles, trebuie să plătești pentru ei. Dar nimeni nu-ți dictează cum să-ți echilibrezi tu bugetul, ce să faci. Și de aceea spun că sunt alte soluții pe care România poate să le ia astăzi pentru a corecta acest deficit bugetar și să nu creștem taxele. În primul rând, trebuia să fim aici astăzi cu acest deficit. De aici trebuie să pornim. Iar cei care ne-au adus astăzi aici ar trebui să plece, pentru că nu putem să ne așteptăm ca cei care au făcut acest dezastru, acest deficit mare, să fie tot cei care să-l corecteze. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Întotdeauna vor arunca vina pe altcineva și vor perpetua cu aceleași probleme. Dar aceste măsuri sunt decise de Ministerul de Finanțe sau sunt decise în altă parte? Asta încercăm tot să înțelegem. Ele vor fi prezentate, cred, de Ministerul de Finanțe. Acum nu știu de cine sunt decise și cum sunt decise și unde sunt făcute la cel laborator. Păi cine face politica fiscală a României? Care se perindă pe la... Eu vă spun că la întâlnire coaliției apar de la Socol, care era mâna dreaptă a lui Dragnea, Liviu Voina, care era și el acolo cu Vâlcov și cu Dragnea, și alții. Se pare că de acolo vin soluțiile acestea inteligente. Bun, ultima întrebare, Florin Cățu, veți vota pentru această asumare în Parlamentul României? Nu am susținut. Astăzi, din păcate, nu am mai fost acolo când s-a supus la vot. Când s-a spus că nu se va supune la vot, am ieșit în afară, s-a supus la vot. Nu voi susține niciodată această sumă. Nu susțin creșterea de taxe, nu voi susține creșterea de taxe. Nu doar pentru că Partidul Național Liberal a spus când a venit de Parlament că nu va crește taxe. Nu doar pentru că în program de guvernare nu există o creștere de taxe. Dar pentru că va face rău românilor, companiilor din România, sectorului privat și nu vei face niciodată rău românilor. Mulțumesc foarte mult, Florin Cățu, senator PNL, fost premier la România, a fost alături de noi. Domnule Gheorghe Alomițianu, noi înțelegem acum, din ce spun cam toți oamenii pe care i-am întrebat din zona asta și din PNL și din PSD, că nu știe nimeni unde se fac aceste măsuri fiscale. Sau nu vrea nimeni să-și asume răspunderea, sau sunt primite de undeva, că acum aflăm că merge și Socol, acolo merg și alții. Doamna Ioana Constantin, din experiență, și eu am trecut într-o perioadă grea ca ministru de finanțe. Vin tot felul de specialiști, fără nicio răspundere, ca să se bage în seamă, care nu și-au asumat niciodată nicio răspundere. Și vin să spună, uite, tăiem de acolo, tăiem de dincolo și impactul bugetar va fi cu tare și cu tare. Dar și cum spunea domnul Cîțu, deci măsurile acestea de creștere de impozite și taxe nu vor aduce mai mulți bani la buget, nu vor rezolva problema deficitului bugetar, ci va crea mari probleme și medii de afaceri și românilor. Pentru că vor plăti impozite mai mari, iar mediul de afaceri nu se poate dezvolta, că anulăm acele facilități fiscale. Dar nu e nicio garanție că
vom încasa mai mult. Spunea președintele Consiliului Fiscal că dacă anulăm facilitățile fiscale, încasăm vreo 70 de miliarde. Nu, sunt făcute pe hârtie de către cei de la Ministerul de Finanțe. Nici Comisia Europeană nu a fost de acord cu aceste măsuri și se continuă cu aceste măsuri. Sigur că cea mai bună măsură ar fi fost reducerea de cheltuieli, pentru că ne-a adus în situația aceasta actuala coaliție, că au majorat cheltuielile în mod nejustificat. Pentru că noi avem o creștere la 7 luni cu 14% față de anul trecut, comparativ cu estimarea de 10%. Aici este problema. La cheltuieli avem problema cea mai mare, dar nu se dorește. Și eu vă spun că de ce s-a votat în urmă? Am spus și ora precedentă. Pentru că cei de la Comisia Europeană nouă ne cer să reducem deficitul bugetar. Și atunci aceste măsuri nu vor fi suficiente, ci vor veni cu alte măsuri și mai dure, chiar cu majorarea TVA-ului sau cu impozitarea progresivă. Pentru că nu sunt în stare să aplice niște măsuri, să gestioneze acest buget, să facă încasări, să reducă evaziunea fiscală. Și eu vă dau un exemplu. În 2010 am eliminat impozitul forfetar, introdus în 2009 de guvernarea PSD-PDL. Și am avut încasări. Comisia Europeană mi-a cerut măsuri suplimentare. Când au venit la analiză, în octombrie, Fondul Monetar a spus nu este nevoie să luați măsuri suplimentare, să compensați eliminarea impozitului forfetar, care a fost un dezastru pentru mediul de afaceri, pentru că aveți încasări. Dar ANAF-ul nu există. De 4 luni, președintele ANAF-ului este de la PSD. Nu se mai vorbește. Când s-a dorit să plece Iuș, îl criticau. Da, dar nici ăla n-a făcut nimic, domnule Ialomițianu, nici că Iuș n-a făcut mai mult. Chiar acum este o ședință. Dacă, de exemplu, erau încasări mai mari, reducerea de evaziune, reducerea de cheltuieli, așa cum s-au angajat în primăvară, nu mai era nevoie de aceste măsuri care să bulverseze. Este în derulare acum ședința coaliției cu Marcel Ciolacu, cu Boloș și cu Nicolae Ciucă. Se discută despre acest pachet fiscal care urmează să fie asumat în Parlamentul României. Aș mai adăuga câteva chestiuni, pentru că ei insistă cu aceste noi impozite sau, mă rog, majorări. Vă spuneam așa, 1% taxă pentru multinaționale, dacă impozitul de 16% nu reprezintă 1% din cifra de afaceri, avem 3% pentru 1% și 3% pentru micro-întreprinderi, impozit de 3% pentru Horeca, dacă rentabilitatea e mai mare de 30%, 21% impozit pe câștigurile din jocuri de noroc, premii și așa mai departe, se elimină facilitățile fiscale la voucherele de vacanță și la tichetele de masă, contribuții la sănătate de 10%, impozitarea cu 10% a veniturilor din dobânzi și titluri de stat, se vorbește despre un impozit de minimum 0,3% pentru case și mașini de lux, se vorbește de o taxă pe moșteniri majorată de la 1% la 3%, o taxă de 1% pe cifra de afaceri pentru bănci, asta e o noutate, și evident majorări în ceea ce privește inclusiv motorina, benzina, GPL-ul. Ciprian Purice, măsuri luate, făcute în laboratoare, asta ni se spune acum, dar nu știm cine le face, nu vrea nimeni să-și asume a cui a fost ideea. Până acum... Și-a zis și specialiști. Da, da, tot felul de oameni obscuri, o fi Vâlcov. Care n-au condus vacanță. Nici măcar un SRL. Da, Ciprian Purice. Deci tot a revenit în țară Darius Vâlcov, a revenit cu noi măsuri economice, nu? Ca să continuăm în... Sau cu vechile măsuri economice. Da. Vechile apucături. Eu n-am să intru în detaliile tehnice ale acestor măsuri, că avem atâția specialiști cu noi în emisiune. În schimb, am să spun următorul lucru. Noi avem cel mai mic grad de colectare din UE, 27% din PIB, și pentru faptul că nu doar colectarea e slabă, dar și taxele noastre nu sunt la nivelul Uniunii Europene. Și aici spun la toate taxele. Poate în domeniul muncii la noi se taxează mai mult, dar în alte zone se taxează mai puțin. Și atunci eu spun că dacă vrem o țară ca afară, atunci în mod automat
trebuie să avem și taxe ca afară. Și aici vine a doua parte a discuției, că domnul Marcel Ciolacu, prim-ministru în funcție, ne-a promis că vine și cu un pachet de reduceri de cheltuieli. Adică după acest prim document lansat astăzi în presă, prin care vedem taxele, păi vedem și un al doilea document cu înjumătățirea numărului de secretari de stat, cu înjumătățirea numărului consilierului demnitarilor, înjumătățirea mașinilor de serviciu, adică așa este corect. Dacă vii și taxezi că ai nevoie de bani la buget și faci acei bani doar ca să îți hrănești eternele pierderi din buget, că știți ceva, doamna Constantin, dacă s-ar mări pensiile mici, nu cred că ar avea nimeni ceva împotrivă ca bătrânii noștri să aibă o viață mai liniștită și cu bani mai mulți. Problema este că acești bani nu se duc doar în, către persoanele cu venituri mici, fie că vorbim de profesori, de pensionari sau alte categorii, se duc și la ștabii care au 10.000 de euro pe lună, 3-4 mașini la scară, la instituția pe care o gestionează. Deci, în mod obligatoriu, mai ales că peste câteva luni de zile, iată, deja intrăm în numărătoare inversă pentru anul electoral 2024, dacă actuala coaliție nu vrea să ducă în cap în alegerile de la anul, trebuie să vină și pe reducerea de cheltuieli. Altfel, întreg poporul român va înțelege că toate sacrificiile, tot efortul bugetar îi se pune în cârcă, în schimb, protejații națiunii, întreaga clasă politică și cu afini, rude, nepoate, amante și nu mai știu ce, sunt în continuare cu trai pe vătrai. Da, ăștia la PNL acum sunt disperați de procentele pe care le au, altă grijă nu mai au acolo, păi, la PNL. Asta e vorba de... Totul se gândește electoral, nu pentru economie, nu pentru români. Că dacă, de exemplu, cum a cerut domnul Ciolacu, majorarea deficitului ar fi fost să ajute mediul de afaceri, să-i ajute pe cei cu venituri mici, ar fi fost, sigur, un lucru normal. Da. Dar ei vor să-și asigure clientela politică și pe reprezentații din teritoriu. Vreau să mai salut un invitat, doamna Adriana Radu, este profesor. Astăzi au fost negocieri la guvern cu profesorii, cu sindicatele din învățământ, trebuiau să fie gata legea salarizării, trebuia să crească salariile în învățământ. E, ce credeți că nici asta nu s-a întâmplat? Bună ziua, doamna Radu! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor și invitațiilor dumneavoastră! Da, doamna Radu, noi cred că discutăm de câteva luni bune. Am trecut și prin protestele, prin greva profesorilor. Înțelegem că nu vă întoarceți acum la grevă din septembrie. Dar cu toate astea nu s-au ținut de cuvânt. V-au promis o nouă lege, nu, s-au promis o lege a salarizării, da, în care să fiți remunerați corespunzător. Doamna Constantin, această coaliție, pe care aș numi o monstruoasă coaliție, ne-a promis coerență și stabilitate. Din păcate, avem multă incompetență, multă corupție și foarte multe amânări. Iar legea salarizării a fost amânată. De fapt, totul se amână în România. Asta este România anului 2023. Nimic nu se face la timp. Deci nu e România educată, e România amânată, cam așa pare. Cam așa pare, sigur. Bun, și ce să se întâmple cu salariile dumneavoastră? Era o corecție a inflației. Da. Este posibil ca această mărire să fie egală cu zero dacă la nivelul macroeconomiei economia nu se stabilizează. Bun, și ce v-au spus liderii de sindicat că au discutat astăzi? Înțelegem că nu declanșați din nou greva. Deocamdată nu declanșăm greva, dar eu sper, dacă această atitudine va continua, greva să fie reluată. Adică să nu avem un început de an școlar, e săptămâna următoare? Nu știu dacă la începutul, la debutul anului școlar, dar cel mai probabil pe parcursul modulului 1, modulului 2, s-ar putea să ne confruntăm iar cu o grevă în învățământ. Vedem că doamna Ligia Deca este preocupată de cu totul și cu totul alte probleme. Vrea să se ducă în școli ca să vadă care este situația. Să înțelegem că nu cunoaște situația din școli după ce deține portofoliul acesta de ceva timp. Sau o altă variantă, să testăm, să facem noi în școli testele antidrog. Ce competențe avem aici? Facem treaba poliției sau...
E, n-ar fi rău că poliția nu prea-și face treaba după câte am văzut noi. Da, doamna Radu, o să vedem dacă după toate aceste negocieri se schimbă ceva, pentru că trebuie să fie majorările. V-au promis că la 31 august sunt toate gata, nu a fost nimic gata. Mulțumesc că foarte mult, știu că aveți o ședință și îmi pare rău că am întârziat cu discuția. Mulțumesc foarte mult, Cristian Zaidler. Legea salarizării nu-i gata, nimic ce ține de zona de pensii și o să discutăm un pic imediat. Însă vin tot felul de noi date din zona asta fiscală. Acum înțelegem că dispar cei 200 de lei neimpozitabili sau neimpozitați la salariu, ne anunță că vor crește salariul din nou, salariul minim din, de la 1 octombrie și practic noi înțelegem că măsurile astea fiscale intră în vigoare tot de la 1 octombrie. Nu se mai respectă nimic din predictibilitatea aceea din cele 6 luni. Știți la ce mă gândeam? Că discutăm de fapt de toate aceste idei de măsuri de peste o lună de zile deja. Și mă întreb dacă între timp nu se puteau adopta, de exemplu, măsurile de tăiere de la stat. Adică, de exemplu, numărul secretarilor de stat. De ce nu s-a putut înjumătăți încă din luna august? De ce trebuie să așteptăm să se facă în mijloc de septembrie pentru asta? A, că nu știm dacă va crește impozitul ăla sau ălalalt și mai fac calcule? Bun. Asta e incompetență cu care, din păcate, ne-am obișnuit deja. Dar reavoința de a spune vom face economii de la stat, dar stați așa, nu vom face decât peste o lună, două sau trei, asta deja efectiv deranjează. Adică tu ai pus problema, Ioana Constantin, unde se gândesc aceste măsuri? Și sigur, există această suspiciune indusă, de fapt, de la cel mai înalt nivel guvernamental, cum că în Bruxelles și la Uniunea Europeană. Fals! Nici vorbă. Dacă ne uităm pe legislația europeană în materie de TVA, de exemplu, e foarte clar. Fiecare țară poate să stabilească cotele. Există cel puțin 3 cote. Nici vorbă să ne impună o singură cotă care să fie de 21%. Astea sunt pur și simplu minciuni. Tot așa cum minciune e și afirmația repetată, văd a lui Marcel Ciolacu, cum că cluburile plătesc 5% cotă TVA când ele plătesc de fapt 19%, scrie în codul fiscal. Dar ce mai contează adevărul când de la nivel guvernamental îți permiți să lansezi minciuni în mod repetat? Cea mai mare minciună fiind încă o dată, și revin la începutul intervenției mele, aceea că vei face reduceri din cheltuielile publice. Păi n-ai făcut, a trecut o lună de zile. Ți-a spus Comisia Europeană, ți-a spus cine? Sfânta Treime, femeiul, nu cumva să faceți reduceri din cheltuielile guvernamentale? Evident că nimeni n-a spus asta, nu se fac pentru că ei nu vor. Pentru că ei așa gândesc la partid, la PSD și la PNL. Că odată hotărât ce se va întâmpla, de-o fi una, de-o fi alta, Bucuroși aproape le înduce toate, specialiștii angajați în Ministerul Finanțelor ar trebui să știe să transpună asta în text de lege. Dar ei n-au luat încă decizia. Păi de o lună de zile ei nu iau o decizie. Am o întrebare pentru domnul Alomițianu și pentru domnul Coșa. Domne, dacă tu crești taxele, că e de minimă logică, dar am văzut ce vor să facă și în Horeca, și în construcții, elimină facilități, și în puțină agricultură pe care o avem, și în zona aceasta, acum vedem la micro-întreprinderi, tot felul de noi poveri, inclusiv ajustorul ăsta fiscal. Dar în același timp spui că la 1 octombrie, deci poimâine, trebuie să crești salariul minim și mai dispar și aia 200 de lei pe care nu impozitezi. Mai rămâne ceva din mediul de afaceri? Vreau întâi la domnul profesor Coșa și apoi domnule ministru Alomițianu și cu experiența al Ministerului de Finanțe, că ei tot o dau cu evaziunea, cu colectarea, cu toate prostiile astea, care de fapt tot la ei sunt. Vă rog, domnule profesor Coșa. Doamne, orice măsură economică trebuie să fie judecată prin consecințele pe care le are în termen mediu și lung. Deocamdată noi nu știm despre ce discutăm, dar dacă am ști despre ce discutăm și dacă ne luăm după surse, vedem că există o campanie aproape militară de a strânge bani de unde se poate și cum se poate, fără niciun fel de gândire asupra consecințe. Guvernul, atunci când trece la o reformă fiscală sau administrativă sau bugetară, că toate termenii se împurcă, trebuie să plece de la o strategie și anume trebuie ca să știe dinainte ce vrea să facă, unde vrea să ajungă, care sunt prioritățile. Pentru că în economie n-ai bani ca să acoperi toate nevoile, ai priorități. Ce vrei să faci mai întâi, până când, cum controlezi și cum gestionezi. În lipsa unei astfel de strategii, care clar nu există, nimeni nu știe unde vrea să se ajungă și ce vrea ca să se facă, atunci este o bulbășală, scuzați-mi termenul, absolut de neconceput. Să scoatem facilitățile. Dacă scoatem facilitățile, scoatem stimulentele. Stimulentele se dau pe baza unei strategii și a unor priorități, ramurilor care trag economia în sus. Știe guvernul care sunt aceste ramuri. Dacă noi impozităm IT-ul, că impozităm Horeca, impozităm întreprinderile mici și mijlocii, impozităm tot ce mai putem să mai prindem pe undeva ca să mai luăm niște bani acum, imediat, ca să arătăm Uniunii Europene că suntem harnici, iar cei de acolo
poate să sesizeze sau nu acest lucru și văd că în unele cazuri nu se sesizează, pentru că propunerile care au făcut și ele sunt fără o viziune pe termen mediu și pe termen lung. Dacă facem acest lucru, distrugem economia. În momentul de față, economia României este într-o stare critică. În lunile care vin vom avea multe societăți, poate la nivel de mii, care vor înceta activitatea pentru că nu pot să mai plătească taxele la electricitate și la gaz. Energia costă din ce în ce mai mult. Noi n-am trecut la o reducere a costurilor cum au făcut și alții în funcție de piața externă. Noi le-am menținut plafonat. Iar acum dacă Uniunea Europeană ne cere și noi vom face că suntem obedienți să scoatem subvențiile, facturile vor fi foarte mari. Vor fi foarte multe căderi în economie. Va apare șomajul adevărat, nu cel pe vârste, cum este acum. Cum avea o putere, o cădere importantă a consumului. Deci lucrurile astea trebuie să fie văzute prin prisma nevoii de a înțelege care sunt efectele măsurilor care le iau acum. Dacă îi impozitezi întreprinderile mici și mijlocii, ataci o categorie socială, am mai spus asta, a clasei mijlocii și creezi o societate care nu mai poate să trăiască, pentru că o micro-întreprindere sau o societate mică și mijlocie dă de mâncare la un număr de 3, 4, 5 persoane. Unde se vor duce astea? Din guvern mi se spune să plece în sectorul privat. Cum să plece în sectorul privat? Că sectorul privat nu poate să meargă mai departe. Creșterea salariului minim înseamnă o povară în plus pe sistemul, da, pe întreprinzător. Și iar ne ducem la negru, economie la negru, angajați la negru. Uitați-vă la competitivitatea României. Situația impusă în România este gravă. De 7 zile este în cădere. Deci nu mai putem nici să vindem ceea ce vindeam înainte, pentru că cei care ne cumpărau, cei din vest, au și ei problemele lor. Nu ne reorientăm. Spectacolul acela care a avut loc acum câteva timp prin asociații de comercianți și nu știu mai ce, că să ne orientăm spre extracomunitar, a fost un spectacol. Nu s-a întâmplat nimic. Niciun fel de delegație. Atunci când sunt delegații externe, și aici chiar trebuie să amintim pe domnul președinte Iohannis, când pleacă pe unde pleacă, pleacă fără niciun fel de mandat economic. Un președinte, un prim-ministru, când pleacă undeva, pleacă cu un grup de oameni de afaceri pentru a facilita ceea ce se numește diplomație economică. Deci noi suntem pur și simplu în bătaia ploii, n-am avut nimic. România cade, este o țară care, din punct de vedere bugetar, este un faliment. Iar dacă ne vom continua această activitate de împrumuturi la orice fel de dobânzi, numai ca să ne plătim obligațiile, vom ajunge într-o situație în care nici nu vreau ca să mai spun ce va fi, dar va fi foarte gravă. Pentru că să nu uităm un lucru. Noi nu suntem Grecia. Noi nu suntem în zona euro. Nu ne va acoperi nimeni pierderea, nu ne va ajuta nimeni. Noi suntem la marginea Europei, nici măcar în Schengen. Se vede după cum ne tratează, domnule profesor Coșa. Bun, vreau să merg la domnul Ialomițianu, pentru că altfel trebuie să merg apoi iar în publicitate. Domnule Ialomițianu, vă rog, explicați-ne cum se poate să gândești măsurile de așa manieră. Întâi pui taxele și după aia spui că trebuie să majoreze în 20 de zile salariile. Este o disperare din partea coaliției pentru a satisface clientela politică și liderii de la nivel local cu acel program Angel Salini să le dea bani, proiecte care n-au impact în economie și lipsa de profesionalism, pentru că au fel de fel de experți care vin cu propuneri și n-au niciun corespondent în realitate și pe ei nu interesează. Chiar dacă peste noapte vin cu măsuri care să bulverseze mediul de afaceri, pentru că toți și-au făcut o planificare, un cash flow, nu interesează. Deci este un dispreț față de mediul de afaceri și față de români. Nu interesează. Ei trebuie să reziste la guvernare până în toamnă. Și au venit cu fel de fel de măsuri, fiecare face niște propuneri. Sunt cârpeli, nu e vorba de o strategie fiscală, nu e vorba de o reformă fiscală. Vin cu aceste cârpeli, cu aceste măsuri peste noapte și crezând că vor aduna bani mai mult la buget. Nu,
vor crea mari probleme mediului de afaceri și românilor, mai ales din clasa de mijloc, nu interesează, ei trebuie să reziste la guvernare. Dar vreau să vă spun că nu știu dacă îi prinde primăvara, pentru că cu aceste măsuri nu pot să treacă să adune mai mult bani la buget. Iar Comisia Europeană, să-i spun domnului Zaidler, nu vin cei de la Comisie să ne impună niște lucruri, dar când se duc oameni lipsiți de profesionalism și fără să aibă niște măsuri studiate și consolidate, vin și îți fac niște propuneri. Deci prin faptul că ne-a propus pus Comisia Europeană niște măsuri, este că miniștrii care s-au dus acolo sunt repetenți. N-au nicio legătură cu realitatea și nu vor să rezolve problema. Mai rău decât repetenți. Ei guvernează cu ochii la alegerile de anul viitor. Asta e limpede și din declarațiile de astăzi, că Ciucă mai mult despre asta ne-a vorbit decât despre orice altceva. El are alte probleme pe acolo, mai are buturile pe care le-a mai lăsat Tăricianu. Vrea să meargă împreună cu PSD-ul pe liste comune. Și dacă îl supără pe Marcel, sigur că o să-l trimită la plimbare și normal. Pleacă și din fruntea PNL-ului. Da. Mai mimează acum interesul și pentru pensionari, pentru că a venit Ciolacu și noiască face o nouă lege a pensiilor. Tot aflăm lucruri noi din legea asta nouă a pensiilor. O salut pe Silvia Petre, președinta Asociației Pensionarilor din Timiș. Bună ziua, doamnă! Aflăm așa că vor să renunțe la pensia minimă, că vor să modifice metoda de calcul pentru punctul de pensie la 40-45% din câștigul salarial mediu brut, că vor să facă major pensiile mici de 10-15%. Asta cu pensia minimă e o noutate, că vor să renunțe la ea acum. Știu că noastră susțineți legea 127, dar după câte vedeți, ei chiar s-au apucat temeinic să lucreze la asta nouă. Mă rog, dacă nu o fi o minciună și asta, că totul lucrează, nu mai termină la ele. Bună ziua dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Deci noi susținem în continuare toate asociațiile de pensionari legea 127. Așteptăm răspunsul de la Înalta Curte de Casație și Justiție și vom face cunoscut la CEDO. Au votat-o, n-au decât să respecte legea, să se descurce, pentru că își bate joc. La ora actuală trebuia separată legea. Asistații sociali trebuia să aibă o altă lege față de cei care au contribuit o viață de om. Deci nu se poate la ora actuală să fim toți la un loc. Pensionarii militari, asistații sociali și cei care au contribuit. Nu vă spun la ora actuală ce dezastru este, pentru că mai trage de timp, mai trebuie încă 4 ani să fac o lege nouă. Deci poate la mulți dintre noi nici nu le mai trebuie. Așa își bat joc de noi și cu tichetele de CFR-ul. În fiecare campanie electorală promite că tichetele de CFR-ul le transformă în vouchere de alimente. Deci este o bătaie de joc. Foarte mulți care au depășit vârsta de 70 de ani nu mai au nevoie de acele tichete de CFR-ul. Trebuie să înțelegem că au dorit cel puțin niște tichete alimentare sau medicale sau ce-ar fi, dar să nu le mai folosească pentru CFR-ul. Pentru că nu le mai pot folosi. Da. Le rămân ani de zile. Iar cu procesul, fiți convins că vom apela la parlamentarii noștri și vom merge să știe toată Europa ce face. Și asta va dura, dar doamna Petre, dumneavoastră sunteți... Un pensionar, un asistat social, poate ia mai doamna Petre, dumneavoastră le știți pe ale dumneavoastră, ei le știu pe ale lor, ei lucrează la o nouă lege și eu vreau să vă întreb pe legea asta, cum vi se pare ideea că vor să renunțe la pensia minimă, că vor să facă creșteri mai mari la pensiile mici, nu la toate pensiile, nu știm încă care va fi plafonul pe care vor pentru să mărească. Este vorba de campanie electorală, stimate doamnă, au nevoie de asistații sociali să-i voteze. Asta au dorit. Asta e singurul motiv pentru care vor să crească la cei cu pensiile mici. Fiți liniștite că asta e. Pentru că de ce nu separă legea asistaților sociali, fiecare minister al muncii, deci în fiecare județ, Ministerul Muncii are serviciul de asistență socială, unde primăriile, împreună cu serviciile de asistență socială, trebuie să se ocupe de acești oameni. Eu nu spun că nu trebuie ajutat, dar trebuie înțeles că nu trebuie să fie aceeași lege. Pentru că legea 127 e clar, nu se specifică nici pentru grupele de muncă, nu se rezolvă nici sporurile, nu se rezolvă nici pentru legea pentru soțul supraviețuitor, absolut nimic dacă se face o lege nouă. Asta doresc, ca să scoate pentru contribuție și de ce de anul viitor, din martie, să facă majorările? De ce nu face de la 1 ianuarie? Pentru ca să fie inflația mai mică? De da, crede, 6% mai mult, mai mică. Dar nu și proști pensionarii. Da. Să știe că de noi au nevoie toți în campanie electorală. În martie,
în martie va fi o inflație de 10%, așa o vor calcula, și atunci vor fi mai puțin bani de dat. Cristian Zeidler, ești în Comisia de Muncă și la voi ar fi trebuit să vină deja toate aceste drafturi de lege, măcar, despre care ei spun că se lucrează la ele și așa mai departe. Asta de unde e? Că nu scria nicăieri că trebuie să renunțăm la pensia minimă, să creștem diferențiat pensiile, nu mai ținem cont de contributivitate de ani de muncă, de nimic nu mai ținem cont, le creștem după standarde electorale, vorba doamnei Petre. Astea sunt niște idei crețe pe care le aruncă pe piață să vadă care e reacția oamenilor, după care vin și spun exact ce au făcut și cu taxele. A, nu, hai, dar de unde aveți ideile astea? Nu, noi n-am spus așa ceva. Nu există, de fapt, eu am îndoială că ei chiar au început să lucreze la un text de lege, pentru că nici măcar pe surse nu a transpirat vreun proiect de lege pe legea pensiilor. Deci astea sunt niște invenții așa care, ca să ne ocupe timpul și să ocupe atenția pensionarilor, așa cum bine spune doamna de la Asociația Pensionară, ca să avem subiecte de discuții. În spate știți ce se întâmplă? Nimic. Asta e cel mai trist. Noi avem impresia că acolo se gândește, se caută soluții. Nu mai știu unii cum să dea, să iasă bine. Nu fac nimic în spate, de fapt. Nimic nu se întâmplă în spate. Și după aceea, pentru că sunt strâmtorați cu banii, dau vina pe toată lumea. Soros, Comisia Europeană, Banca Mondială, cine vreți dumneavoastră va fi de vină, dar niciodată ei. Nu vă spune niciodată. Oameni buni, de fapt, nu avem bani pentru că trebuie să-i cheltuim pe pilele noastre de partid. Ăsta e adevărul. Și atunci nu avem bani. Nu, o să li se spună și pensionarilor, alții sunt de vină pentru faptul că nu am reușit să facem o nouă lege a pensiilor, să eliminăm inechitățile din sistem. Vă aduceți aminte? Era o temă foarte dragă. Să eliminăm inechitățile din sistem. Scrie asta și în PNRR. Nimic nu se mai spune despre asta pentru că aia costă bani, iar bani nu au. Deși cheltuie mult mai mulți bani decât acum 3 ani, cu 100 de milioane cu 100 de miliarde de lei pe an mai mult, în general pe bugetul țării, nu au bani pentru eliminarea inechităților din sistem. Da, ne-a spus acum Marcel Ciolacu că abia în 2030 s-ar fi împlinit procentul ăla despre care ne spuneau că se împlinește acum de 9,4 și ei nu pot să facă majorări. Mulțumesc mult, Cristian Zeidler, mulțumesc doamna Silvia Petre, imediat. Mulțumesc, Cristian Zeidler, mulțumesc, Silvia Petre. Bun, domnule Alomițianu, domnule Coșa, cum vi se pare ideea asta să se renunțe la pensia minimă? Nu, ar fi o greșeală, dar ar trebui separată pensia minimă de bugetul de asigurări sociale. Da. Nu poți să-i lași pe oameni de izbeliște, că n-au lucrat sau au o perioadă mai scurtă de stagiu. Trebuie să o asigur, dar trebuie separat. Dar trebuie, într-adevăr, pentru că știți ce s-a întâmplat? Au majorat acea pensie minimă, pensie socială, și a ajuns aproape la nivelul pensiilor pe contributivitate. Și atunci, pe bună dreptate, spun unii pensionari, am lucrat 35 de ani și am pus 10 lei mai, o pensie mai mare față de cineva care a lucrat 10 ani. Trebuie făcut o separare între aceste pensii, pentru ca principiul contributivității să fie principiul de bază care să stea la calculul acestor pensii. Domnule profesor Coșa, vă rog, într-un minut, chestiunea asta cu a renunța la pensia minimă, la unii dintre oameni era amestecată cu contributivitate, la alții era o indemnizație socială, de fapt. De ce credeți că se preocupă foarte mult de zona asta pensiilor mai mici, în principal? Pentru că acesta este bazinul electoral. Pensiile mici, oamenii mai în vârstă. Și aici, total de acord cu ce s-a spus domnul ministru Ialomințeanu, pensie sau salariul social este ceva, pensia mică este altceva. Aceste salarii sociale, care până la urmă creează un bazin electoral, în mâna primarii susțin aceste lucruri, trebuie să fie plătite din alt buget, nu din bugetul pensiilor. Atunci când s-a băgat în bugetul pensiilor, s-a creat un mare dezacord din punct de vedere al finanțării. Da. Pe de altă parte, dacă mergem pe principiul contributivității, nu poți să mărești pensiile doar la unii și să nu le mărești la alții, pentru că bugetul contributivității este unul singur. E neconstituțional, cred. De aici pleacă și confuzia pe care o audă foarte multe ori oameni care se plâng că au lucrat 40 de ani și au pensie mică. Nu contează câți ani ai lucrat, contează cât ai contribuit. După asta trebuie să fie foarte clar. Și atunci Am ajuns la final și am un ultim subiect. Ciprian Purice, știu că ești de acolo, din Vâlcea. Hai să vedem ce se întâmplă cu șeful poliției de la Constanța, care înțelegem, domnul Glugă, că este, așa cum începusem să spun pe prima oră, este fostul student al domnului Ilie Pascu, care a predat 24 de ani drept penal ofițerilor de la instituția din Băneasa. Deci șeful de la IPJ Constanța, care coordona activitatea polițiștilor care l-au oprit pe Vlăduț cel drogat,
este studentul acelui domn și înțelegem că se știe acest lucru, că erau rude, Vlad Pascu cu Ilie Pascu, da, cel care a fost profesor. Să știți că nu cred că s-au activat legăturile pe linia asta. Pur și simplu, din studiul pe care l-am făcut eu după nenorocirea de la 2 mai, am aflat, și astea sunt cam toate indiciile, că tatăl acestui Vlad Pascu, care a omorât acei copii la 2 mai, a fost un om tare descurcăreț, în special în perioada după primul boom economic al României, după anii 2005, înainte de aderare și imediat după. Deci dacă familia Pascu, să spunem, sau tânărul Pascu este, ar fi fost protejat de oameni din poliție, oameni din zona serviciilor secrete, oameni din zona parchetelor, magistrați, cred că se datorează strict business-urilor pe care le-a avut familia sa, tatăl său cu terenurile de prin București, și știți foarte bine și dumneavoastră că am trăit cu toți în București și trăim în București, cam cum se rezolvă situațiile cu puzurile, cu terenurile, cu granii, marginile acestor terenuri, cu zona limită, de limită și așa mai departe. A fost o perioadă în care cine s-a descurcat mai bine, ca să nu spunem cuvinte grele, să ne amendeze ceilalți de la CDA, cine s-a descurcat mai bine a făcut milioane. Da, eu mă îndoiesc că nu se știa, pentru că tatăl lui Vlad Pascu participă în mod curent la competiții de off-road în județul Vâlcea. Colegii de la defapt.ro au făcut o investigație destul de interesantă și au contactat tot felul de oameni și din zona aceasta academică. Deci se pare că domnul Glugă, șeful IPJ-ului, a fost așadar studentul unei rude de-a drogatului Vlăduț Pascu. Am ajuns la final. Mulțumesc mult, Gheorghe Alomițianu, Mircea Coșa, Ciprian Purice. Scurtă pauză, ne întoarcem cu Bună România imediat să vedem ce au pregătit. Politica zilei a ajuns la final, dar de la fix vă las pe mâini bune, ca întotdeauna începe Bună România. Bună seara, Radu, bună seara, Răzvan, mi-ați lipsit. Bună seara, Ioana, da, sigur, revenim în conjunctura aceasta. Bună seara, Ioana, bună seara tuturor. Previne și Parlamentul României s-a remobilizat, s-a readunat acolo. Cei de la Partidul Național Liberal încearcă în fel și chip să demonstreze că, să insiste cu faptul că sunt un partid separat și că trebuie să ia niște decizii, s-au adunat. Chipurile au ieșit cu o decizie în legătură cu asumarea responsabilității de către domnul Ciolacu. Au stabilit membrii Partidului Național Liberal, cei din conducerea Partidului Național Liberal, că, bineînțeles, formând un partid serios, care responsabil cu soarta țării, motiv pentru care a hotărât să facă cum vrea PSD. Cu un război la graniță. Cu un război la graniță, nu poți să renunți la slujba asta de ospătar la PSD, motiv pentru care astăzi, în ședința forurilor statutare ale Partidului Național Liberal, s-a stabilit că PSD știe mai bine și că are mână liberă, se va asuma răspunderea guvernului. Mânărie liberă. Asta se vede cu ochiul liber, dar cert e că Partidul Național Liberal și-a dat seama că e practic o filială a Partidului Social Democrat, se comportă ca atare. A plăcut și starea în care au așezat lucrurile, pentru că niciunul dintre cei adunați acolo nu știau exact pe ce și-asumă răspunderea, responsabilitatea Ciolacu în Parlament. Nu știu care vor fi ordonanțele de urgență, nu știu care vor fi măsurile, nu se prea știe. Cert este că atmosfera este de mare încredere în legătură cu acest lider, domnul Marcel Ciolacu. Am înțeles că acum îi se spune și domnul Marcel Ciolacu, nu se mai zice Ciolacu, cum îi se zicea înainte, depreciativ. Acum au adăugat și o stare de politețe în legătură. Cu Marcel? Cu Marcel? Au ajuns la domnul Marcel Ciolacu. La domnul Așa se vorbește la partea asta. În câțiva am afine Marcel, adică lucrurile merg în direcția ferească. Da. Mai ca să ajungi la nea Marcel, trebuie să treci un pic prin domnul Marcel Ciolacu și sigur că spre asta se îndreaptă. Pe de altă parte, ne îndreptăm și noi. Ne îndreptăm și noi spre ora 11, când vom vorbi despre încrengăturile pe filiera Caracal-Crevedia, pentru că acolo ni se părea o înțelegere, o combinație, o șmecherie între doi primari pesediști. Nu. Deci, cei doi primari pesediști am senzația că sunt cei mai puțin implicați în această poveste. Ei sunt niște interfețe ale unor grupuri de interese extrem de mari, cu ramificații până la Serviciul Român de Informații. Vom povesti astăzi povestea stranie a unui general de informații cu legături în rețeaua Caracal-Crevedia. Pentru că până la urmă, sigur, îl vezi pe amărâtul ăla de la Crevedia, primarul acela care se tot plimbă pe străzi, este filmat de reporteri, încearcă să se zbate cumva să nu apară.
dezbaterea această zbatere în viață, nu poți să legitimezi pe ăla ca fiind vreun creier al unei operațiuni, cine știe ce important. Primarul ăsta de la Crevedia are abordare de interlop. Dom'le, e bine să nu ieși în evidență. Da, doar da, că pentru un politician e destul de straniu să nu-ți dorești să ieși în evidență. Bun, discutăm despre astea, multe altele începând cu ora 18. Ioana. Vă așteptăm, mulțumesc. De la Fix Bună România, noi ne revedem mâine de la 16. Rămâneți aici pe Domnul Tele.